Salut și bine ați venit la Dor Director. Astăzi vom discuta despre cartea lui Kim Stanley Robinson, Aurora. Haideți să vă zic câteva lucruri despre sinopsis și apoi discutăm despre lucruri bune sau rele, știți cum facem de obicei. Bun, acțiunea să petrecem viitorul apropiat, sincer să fiu, să dă niște ani, dar nu i-am reținut, 100 de ani, două maxim în viitor, nu-i foarte important atât de important că nu o să nu mai meargă povestea din cauza asta. Și urmărim povestea unei nave. O navă pe care o găsim de altfel și pe coperta cărții, ca să ne dăm seama cam cum arată. Aceasta a fost lansată de către Pământ printr-un sistem destul de ingenios. Și anume s-a folosit un laser plasat pe orbita parcă sau pe planeta Saturn, nu sunt foarte sigur, iarăși nu mi-aduc amintesc date tehnice, care cumva o împinge cu, până ajunge la o viteză destul de bună pentru a ca aceasta să ajungă în sistemul Tau Ceti, unde acesta trebuie să ajungă în apropierea unei planete și acolo să încerce să o terraformeze, să stabilească un picior de pod pentru viitoarea civilizație pământeană, care ulterior probabil că va începe să colonizeze întreg universul. Știm povestea Star Trek, e deja cunoscută, dar haideți să vedem ce se întâmplă un pic, pentru că merge un pic mai mult cu sinopsis, pentru că ni se prezintă, de fapt, cartea împărțită în trei. Prima parte e călătoria până la respectiva planetă, unde aflăm cum este construită și nava, cum are diferite biomuri în care sunt cumva înglobate bucăți din civilizația pământeană. Astfel avem stepa, avem nu știu, lacul, avem zona muntoasă, avem Mongolia, Siberia, etc. și civilizații care cumva încearcă să înglobeze diferite tradiții, mongolii, eschimoșii, etc., etc., etc. Bun, cumva există și o modalitate de a te muta dintr-un bion în altul, e destul de greu. Problema, ca să zic ceva așa, cea spinoasă care îi macină pe toți cei de acolo este că, unu, de fapt sunt mai multe probleme. Prima ar fi aceea că nu au voie să se reproducă la infinit, deoarece toată nava încearcă să țină populația la un nivel acceptabil, pentru că nava nu poate hrăni un număr foarte mare de oameni și de asemenea trebuie să mențină un echilibru între vegetația care o cresc ei acolo, animale care sunt și oameni. A doua problemă ar fi că cumva Debbie, care este unul din personajele principale în prima parte a cărții, vede că se întâmplă ceva cu populația, și anume generațiile cu sunt mai noi, cu atât înțeleg mai puțin cum merge nava. Ajunge să creadă că există un oarecare regres al oamenilor din cauza faptului că stau închiși în aceste biomuri, în această navă destul de mică. Mă rog, lucruri interesante, am să vă zic un picuș și din, hai să zic, partea a doua, cu toate că aici ar fi mult de spus. Sincer, cred că prima parte e poate cea mai bună. Nici a doua nu e rea, dar parcă prima ne prezintă oricum călătoria galactică, problemele care se ivesc. Poate și a doua e cam pe acolo, pentru că în sfârșit ajung în sistemul unde trebuie să ajungă și încerc că ei să găsească soluții pentru a coloniza și a stabili oarecare colonie la capătul galaxiei care să funcționeze. Lucrurile sunt destul de interesante. Problemele care se ivesc dau impresia că sunt probleme reale.
bine documentate, de altfel acest Anderson este foarte persoana care se documentează incredibil de mult și cărțile lui sunt destul de științifice, verzi, seria Marte, verde, roșu, știți voi, albastru. Ok, destul de interesant și aici, partea 3, n-am să revin, sincer să spun, dacă citiți cartea, partea 3 e cea mai puțin, nu știu, care mie mi-a plăcut cel mai puțin, mi s-a părut cumva lipsită de orice fel de sare și piper și cumva trădează primele două părți, eu, mă rog, o părere personală, lăsăm asta la parte. Bun, cam asta ar fi problema, hai să zicem un space opera, probabil ceva genul ăsta să include acolo, e vorba de călătorii. Bun, haideți să vorbim despre părți pro, contra, știți voi, cum facem de obicei, părțile pro, mod clar, cea mai bună parte a acestei cărți este documentare. E clar că autorul a făcut foarte multă documentare, știe foarte bine cum trebuie să călătorească o navă, ce probleme întâmpină, ce înseamnă un biom, cum poți organiza un sistem închis, cât de cât, cum reciclezi absolut totul pentru ca să nu se irosească nimic, deoarece ei aveau resurse limitate. Până la urmă, să nu uităm că totul e un circuit închis, ca și pe Pământ, de altfel, în afară de cu mici excepții, cam nimic nu se pierde, totul se reciclează, da? Totul se transformă, cum era vorba aceea. Bun, așa este și aici, cum trebuie să reciclezi absolut totul. Cumva, lucrurile trebuie controlate la nivel micro, ca să spun așa, pentru că la nivel macro să nu existe schimbări drastice, schimbări catastrofale. Foarte interesant, mi-a plăcut la nebunie chestia asta, să vede că avem de-a face, pentru cei care nu știau, cu un scriitor care depune foarte multă muncă în spate pentru ca nu-ți livra prostii chestii care nu au o bază științifică. Deci ăsta e de departe punctul plus mare al cărții, la care, sincer să fiu, mă și așteptam. Parte bună, ar mai fi călătoriile, sunt foarte, călătoria e destul de tangibilă, adică nu avem de-a face cu ceva pompos, ceva epopeic, nu, lucrurile sunt normale, cam cum sunt ele în viața de zi cu zi, nu toți putem fi Alexandru cel Mare sau Cezar. Și atunci, dacă există un Cezar, există 10 miliarde de oameni simpli, după care mai apare un Alexandru cel Mare, iar încă 10 miliarde de oameni care nu fac absolut nimic spectaculos de-a lungul vieții. Ei, așa este și această carte. Ne prezintă lucrurile normale, nu neapărat ce ieșiți din comun. Foarte bine gândit, foarte bine construit. Ce pot spune, bun, nu știu, hai să zicem că personajele sunt destul de bine construite, din păcate, cu toate că avem un personaj principal pe care îl urmărim pe parcursul întregii cărți, nu știu, nu e singurul personaj, poate asta fi și un lucru bun și un lucru rău. Bun, haideți să trecem la părțile mai puțin fericite. Părerea mea, m-a spus că documentarea e un lucru foarte bun pe care l-a făcut autorul. Din păcate, cartea e un pic cam științifică. Ne lovește pe parcursul ei cu multe teorii științifice. La un moment dat, sincer să fiu, cred că m-a simțit depășit pe aici pe acolo. Nu peste tot, dar au fost lucruri care erau plictisitoare. Doream să trec de ele, nu acordam prea multă atenție și nu am fost, mă rog, pe partea cealaltă înțeleg, dacă există un studiu în spate, autorul n-a vrut ca să-l irosească tot acea muncă și a vrut să ne-o livreze. Dar la un moment dat lucrurile devin un pic plictisitoare pe aici, pe acolo, atunci când ne sunt explicate diferite lucruri, cum funcționează, etc., etc., etc. Bun, ce vă mai pot spune lucruri minus, ca să spun așa? La un moment dat, deci, cartea devine plictisitoare, iar partea a treia, chiar dacă nu vă voi dezvălui finalul, sincer, am să zic că a trădat primele două părți, acestea fiind în van și, mă rog, mă înțeleg ideea. Dacă citiți cartea, veți înțelege ideea pe care a încercat să o transmită autorul, dar eu nu am simpatizat cu acea idee, pentru că, na, fiind poate un iubitor atât de mult al science fiction-ului și al fanteziei în general, am considerat că ultima parte trădează tot ce am construit în primele două. Părere proprie, personală, fiecare crede ce vrea. Ok,
Bun, ce vă mai pot spune lucruri negative? Cartea devine la un moment dat stagnează, așa, știi? Deci nu e o carte atât de alertă și plină de acțiune încât să vrei să o devorezi efectiv. Dar cumva asta este stilul lui Anderson. Dacă nu știați asta, vedeți și Marte, toată seria Marte, este la fel. Destul de greoaie, pe alocuri plină de documentație, dar la un moment dat, din cauza faptului că nu se petrec foarte multe lucruri, devine și aceea un pic plictisitoare. Din păcate, nota mea pentru Aurora nu poate fi decât un 8 din 10. Astea fiind spuse, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți tot nici de lectură.